Primăria din Cornești a anunțat pe părinții copiilor defavorizați din comuna Dâmbovițeană că trebuie să aducă dosar cu șină și câte 10 folii de protecție pentru a putea depune cererea pentru primirea tichetelor sociale cu ajutorul cărora pot să cumpere rechizite. Conform Digi24, anunțul a fost postat chiar pe pagina de Facebook a primăriei Cornești și se adresează familiilor defavorizate care se încadrează la primirea tichetelor sociale pentru cumpărarea de rechizite. Bună dimineața! Dosarele pentru tichete sociale, grădiniță sau școală se depun până la data de 2 septembrie la unitățile de învățământ din comună. De la primărie aveți nevoie de adeverință. Este necesară și adeverință cu venitul pe luna iulie de la locul de muncă. Mai multe informații veți găsi în informarea de mai jos, scrie Primăria Cornești pe Facebook. Alături de informarea primită de la Ministerul Educației, unde sunt trecute condițiile de eligibilitate pentru primirea ajutorului. Nota de la Minister a fost completată de mână cu o serie de condiții suplimentare valabile pentru comuna Cornești. Părinții vor mai aduce dosar șină plastic, folii protecție 10 bucăți, copie certificat naștere copil și copie buletin de identitate părinți. Potrivit edupedu.ro, copiii fără posibilități materiale din învățământul preșcolar, primar și gimnazial vor beneficia și în anul școlar 2022-2023 de etichete educaționale pe suport electronic pentru rechizite și alte materiale școlare, în valoare de 500 de lei. Anul trecut, 235.000 de elevi aflați în risc de abandon școlar din cauza condițiilor sociale au beneficiat de carturi sociale cu care să cumpere rechizite și haine pentru școală, iar banii au fost virați în aprilie 2022, relatează Digi24.